PNL și PSD s-au înțeles asupra a 95% din programul de guvernare. Negocierile s-au împotmolit, însă în ceea ce privește creșterea pensiilor, dar și în alte aspecte legate de finanțe și justiție. PSD vrea să introducă impozitul pe lux și nu vrea desființarea secției speciale. Negocierile între cele două părți vor continua însă și mâine. Această creștere a pensiilor, dacă se face pe formulă, putem să ajungem la 11%, dar nu putem să facem creștere ad hoc de pensii. Vine cineva și pune 11%, dar de ce 11%, de ce nu 20%? Trebuie să fie un sistem sustenabil de plata pensiilor. Nu putem să creștem pensiile azi cu 30% și nu ne să căutăm bani să nu găsim bani ca să creștem pensiile.